Top 3 dezinformări în privința vaccinului împotriva coronavirusului. Veți vedea, sunt lucruri pe care le știm deja, care sunt intens vehiculate în continuare, deși le-am mai demontat, dar există și informații noi. Provoacă leucemie, are efecte pe termen lung, introduce un chip în organism și un lucru nou, e produs din embrioni umani. Înțelegem că există categorii profesionale care sunt intens lovite de această informație și mai mult decât că sunt lovite, chiar vehiculează informația conform căreia este produs din embrioni umani. Avem cei mai buni invitați ca să discutăm despre aceste dezinformări. Încă o dată, ce ați văzut pe ecran sunt informații false care sunt în mod intenționat inventate ca atare și ne sunt băgate în cap pentru ca cineva să se bucure de situația obținută. Situația obținută este în cazul ăsta că unii oameni nu vor să se vaccineze. De aceea vom demonta aceste informații. Andreea Moldovan, doamna doctor Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Bună seara, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună seara, mulțumesc de invitație. Și Ștefan Dascălu este cercetător la Universitatea din Oxford. Bună seara! Cred că ne auzim, sau mai bine spus, colegii v-au auzit, eu vă văd foarte bine. Sper să vă audă și telespectatorii, vom sta de vorbă imediat. Da. Înainte de a vorbi despre aceste dezinformări pe care le-am trecut în revistă mai devreme, am văzut declarația pe care o făcea în alt preasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, o declarație care a fost aplaudată de toată lumea, pentru că e o schimbare de atitudine cu 180 de grade, dar spune că sunt informații certe că acest virus a fost făcut în laborator. E adevărat că sunt informații certe că acest virus a fost făcut în laborator, doamna doctor? Eu personal nu am auzit acest lucru, nu-l cred, pentru că nu am fost niciodată adeptă a teoriilor conspiraționiste. Cred că pur și simplu este rezultatul unor greșeli pe care le facem și noi ca oameni. Cred că sunt aceste pandemii niște evenimente care, din păcate, apar, pentru că avem periodicitatea anterioară care ne spune acest lucru. Și cred că trebuie să ne gândim mai mult la ce avem de făcut ca să putem să oprim la un moment dat această pandemie. Ștefan Dascălu, e făcut în laborator? Cu certitudine știm asta, spune în al preasfinția sa. Din păcate, în al preasfinția sa nu a avut informația corectă disponibilă din acest punct de vedere, probabil, și a căzut și dumnealui din nefericire pradă la această dezinformare. Este un fapt cunoscut și demonstrat științific prin secvențierea genomului viral, faptul că acesta nu a fost produs în laborator. Deci, practic, ceea ce s-a făcut, și asta încă de la începuturile pandemiei, a fost să se caute în interiorul genomului viral, deci, practic, în secvențele genetice, să se caute anumiți markeri care ar indica anumită o intervenție artificială asupra acestui genom. Deci, practic, ar fi niște dovezi clare, niște urme că cineva ar fi modificat sau ar fi dezvoltat acest virus în laborator, lucru care de altfel s-a demonstrat drept fals. Pe lângă asta, s-au demonstrat anumite mutații comparativ cu alte virusuri, care denotă faptul că el într-adevăr ar fi sărit acea barieră a speciilor de la un alt organism gazdă și anume probabil de la un liliac sau lucruri de genul acesta. Deci a fost infirmată această știre falsă, da, și această îngrijorare de altfel prin știință foarte bine pusă la punct și prin cercetare riguroasă. Exact ce spunea în al preasfinția sa este valabil pe dos, adică există dovezi că nu a fost făcut în laborator. Provoacă leucemie, vorbim acum despre vaccin și despre dezinformări. Am făcut o ierarhizare a acestor dezinformări care circulă intens încă de dinaintea apariției vaccinului. Una dintre ele spune că acest vaccin provoacă leucemie. Doamna doctor. Nu are cum, pentru că este atât de logic și de simplu. Acel ARN mesager pe care îl are vaccinul ca și componență de bază este de fapt ca o rețetă pe care noi o primim pentru a transpune informația în formarea de anticorpi. Odată ce producția proteinei spike și implicit formarea anticorpilor se produce, ARN-ul mesager se dezagregă, se distruge, se elimină. Nu are timpul necesar să inducă niciun fel de modificări.
Ori acele leucemii sau boli hematologice de care se vorbește au un cu totul alt mecanism de apariție. Deci dezmint ferm această poziție. Rețin, nu are cum. Nu are cum, pentru că mecanismul este, acționează într-o cu totul altă zonă decât cea a bolilor de sânge, da? Exact. Ștefan Dascălu, provoacă leucemie. Doamna doctor a precizat foarte bine, de altfel, momentan nu există nicio dovadă, ba chiar contrariul, că vaccinurile acestea ar provoca leucemii sau cine știe ce alte complicații severe. A tot fost vehiculată această informație că nu se cunoaște, că nu se știe și așa mai departe. Derivă această dezinformare a leucemiei cauzate de vaccin într-o altă poveste, care și ea de altfel înțeleasă profund greșit, într-o asociere de cauzalitate stabilită greșit de adepții curentului antivaccinist, și anume că leucemiile la copii ar fi survenit în urma vaccinării. Fapt de altfel încă o dată demonstrat fals și o eventuală explicație de altfel pentru aparenta creștere a incidenței în leucemii la copii prin anii 80-70, care coincide, să spunem, cu vaccinurile în majoritatea țărilor, este de fapt cauzată de creșterea acestei igiene și expunerea copiilor, de altfel, în stadiile incipiente ale vieții, la agenți microbieni. Deci, practic, copilul, nemai fiind expus la aceste produse externe cauzate fie de bacterii, fie de virusuri, de altfel inofensive la momentul respectiv, ajung ca în urma contactului cu ele ulterior și în urma unei infecții să dezvolte un răspuns imunitar agresiv care poate duce la anumite complicații. Și încă o dată toate aceste lucruri s-ar fi petrecut pe un fond genetic, deci practic indivizii respectivi care au dezvoltat astfel de condiții au avut o predispoziție. Și încă o dată, după cum a spus și doamna doctor, vaccinurile respective, în primul și în primul rând, nu sunt administrate copiilor și, în al doilea rând, nu există absolut nicio dovadă că ar cauza astfel de complicații. Mi se pare și foarte interesantă și informația că această secvență de ARN mesager, după ce își face treaba, se distruge. Exact. Ea nu acționează în niciun fel, apropo de urmările care ar putea fi pe termen lung. Exact, și s-a vehiculat foarte mult integrarea ARN-ului mesager în ADN-ul propriu, care este iarăși un proces absolut ilogic și imposibil din punct de vedere științific. Dar, din păcate, observăm cu toții o epidemie adevărată de fake news-uri din nou, exact cum am observat-o la începutul pandemiei vis-a-vis de teoriile despre apartenența virusului, existența lui și modul de apariție. Acum, subiectul principal este vaccinarea, drept pentru care apar o grămadă de dezinformări. Ceea ce mă surprinde, inclusiv în acest top 3 pe care l-ați făcut dumneavoastră, este modul în care cei care inventează astfel de fake news-uri acționează cu mintea umană pentru a stârni fricile cele mai mari. Pentru că ți-e frică de copilul tău să nu se îmbolnăvească, îți e frică de tine să nu ai o problemă pe termen lung, îți e teamă de niște lucruri care, din păcate, se speculează în această teorie a fake news-urilor și în toată această epidemie. Trecem în tărâmul răului. Pentru ca o dezinformare să fie bună, ea trebuie să conțină un sâmbure de adevăr. Ceva trebuie să fie adevărat, restul trebuie să fie o minciună gogonată, atât de gogonată încât nimeni să nu aibă curajul să spună sau să aibă pornirea de a spune despre minciuna aia gogonată că este o minciună. Ți-e rușine în fața evidenței. Nu te-a pus să spui despre lumina aia că e albă, pentru că toată lumea vede că e albă. Și o a doua caracteristică a unei dezinformări este aceea că apelează la emoții. Este foarte important ca ea să atingă emoțiile oamenilor. Exact. Chip, ați făcut vaccin. V-a fost frică? Există un chip în dumneavoastră? În braț se face vaccinul, da? Nu am nici chip, nici senzor de parcare, din păcate, deși aș fi dorit să am așa ceva, nu. Am simțit un disconfort ușor la locul de administrare, dar efectiv cred că a fost una dintre cele mai fericite zile pentru mine. Fericite? De ce? Fericite, pentru că de la începutul acestei pandemii, acum aproape un an, mi-a fost teamă de îmbolnăvire, mi-a fost teamă de această boală, pentru că am văzut unde poate duce. Am văzut cât de imprevizibilă este evoluția și am văzut cum oameni tineri care nu au alte comorbidități, de exemplu, fac forme severe.
și mi-a fost teamă de acea senzație de lipsă de aer pe care o au pacienții cu pneumonie COVID. Am sperat adică de la... Adică să mor sufocat, este îngrozitor. Cred că este groaznic, nu știu dacă poate fi ceva mai groaznic, sincer. Iar faptul că de atunci am visat un vaccin la care, iată, am ajuns în 27 decembrie, mi-a conferit acea senzație de bucurie pentru că am simțit că în sfârșit fac ceva pentru protecția mea ca individ și mai ales a celor din jurul meu. Și în sfârșit pot să mă gândesc că undeva, cândva, în lunile următoare, va fi acea revenire la normalitate pe care ne-o dorim cu toții. Ștefan Dascălu, chip. Ni se implantează chipuri. Da, este această, probabil una din cele mai vechi și cele mai răspândite aberații, că nu poate fi numită altfel, iar persoanele care propagă și cred astfel de bazaconii ar trebui, nu știu, nu să primească studiile științifice și informația, ci probabil un manual de clasa 6-a sau de clasa 7-a în care, un manual de fizică probabil pentru a le consolida cunoștințele elementare care de altfel lipsesc. Nu consider că și are rostul în a oferi argumente punct la punct pentru a exact demonta astfel de afirmație. Exact ce vă spuneam mai devreme. Minciuna trebuie să fie atât de gogonată încât să vă fie rușine să o demontați. De acord, de acord. Deci pentru probabil puținii telespectatori pe care îi aveți și care în momentul de față cred o astfel de teorie și ar fi dispuși să-și schimbe părerea, biologic, în primul și în primul rând, nu este posibil ca un vaccin, începând cu diametrul acului respectiv și competențele respective ale chipului, să intre în organismul nostru și să ne controleze, să ne sterilizeze sau tot felul de aberații de genul acesta, este pur și simplu fizic, biologic, imposibil. Și îi rog pe acești telespectatori, dacă ne urmăresc acum și cred în astfel de teorii conspiraționiste, să-și pună întrebarea data viitoare când navighează probabil chiar pe site-urile care propagă astfel de idioțenii, să se gândească de două ori când dau click pe acel buton accept în care își dau datele personale celor care produc acele site-uri, fiindcă deseori această acțiune este făcută în orb. Și din moment ce persoanele respective nu au grijă cu datele care într-adevăr sunt colectate de site-urile respective, cine știe de pe unde și cum sunt folosite ulterior, să-și pună această întrebare în loc să se întrebe ce conține vaccinul și dacă vaccinul conține sau nu chipuri. În topul nostru, ultima dezinformare care trebuie demontată este aceea conform căreia vaccinul este produs din embrioni umani. Da, este exact ce ați spus dumneavoastră înainte. Ca să fie un fake news adevărat, trebuie să apeleze la emoții. Ori un copil nenăscut, un embrion, este categoric un lucru sacru pentru noi toți. Astfel încât atunci când se trece la teoria utilizării embrionilor pentru formarea oricăror vaccinuri, cu siguranță se merge la emoțiile cele mai profunde. Cred că există manuale despre fake news-uri. Ceea ce se întâmplă acum este expresia clară și pe mine mă șochează modul în care oamenii care le pun la punct și le lansează își folosesc timpul pe care îl au. Mi se pare periculos și aș completa cu ce a zis domnul Dascălu, să ne gândim de câte ori ne dăm datele, în câte direcții ca să putem fi identificați. Nu ar trebui să se facă o asemenea cheltuială și investiție ca să se formeze un vaccin, să ne introducă chipurile. Cred că metodele sunt mult mai ieftine și mai la îndemână. De asemenea, să ne gândim la ceea ce mâncăm de multe ori sau la ceea ce respirăm de multe ori, care cu siguranță este mai nociv decât acest vaccin. Sunt lucruri pe care le facem în mod automat, nu le conștientizăm, dar care, iată, ne pot conduce în același sau pe un drum periculos. De asemenea, este atât de important să ne gândim că de COVID, așa cum este el acum, din păcate au murit oameni. Sunt mulți oameni care au murit față de oamenii care pot să beneficieze de acest vaccin. Practic să ne gândim întotdeauna, da, pot să fie durere locală, poate să fie cefalee, poate să fie febră sau frisoane, dar toate aceste lucruri sunt contrabalansate de balanța de riscuri, de boli severe, de sechele după boală, de deces.
Cred că este întotdeauna atât de important să vedem acest echilibru, această balanță între beneficiile aduse și riscurile pe care le avem nevaccinându-ne. Ștefan Dascălu, embrioni umani. Da, asta este o afirmație foarte periculoasă, de altfel vehiculată de foarte mult timp, încă o dată în curenturile antivacciniste și de adepții teoriilor conspirației. Și își are, după cum spuneți și dumneavoastră, cumva un sâmbure de adevăr. Și aici este foarte important să clarificăm ce înseamnă treaba aceasta. Este o practică foarte comună în cercetare să se dezvolte anumite medicamente și tratamente, pe inclusiv vaccinuri, pe linii celulare. Ce înseamnă aceste linii celulare? Liniile celulare ne oferă un standard în cercetare. Practic, un grup de cercetare din România poate face același experiment pe același tip de celule cu un grup de cercetare din Suedia, să spunem, sau din Marea Britanie. Practic, liniile acestea celulare, fiecare cu particularitățile ei, fiindcă, uitați, de exemplu, testăm un medicament pentru rinichi sau pentru o inflamație la plămâni. Pentru inflamația la plămâni ne trebuie, ideal, celule care vor răspunde la acel tratament. Deci, practic, să dezvoltăm pe un tip de celulă care mimează sau care aparține acelei categorii celulare care va răspunde la tratament. Bun. Prin anii 60, ceea ce s-a întâmplat a fost că în urma unui avort medical legal s-au obținut, prin recoltarea probelor celulare, s-au obținut un material dat de țesut care ulterior a fost, pe baza căruia a fost generată o linie celulară. Ori aceste evenimente, să nu ne, în primul și în primul rând, să nu ne imaginăm că se petrec, există o fabrică în care se avortează fetuși și sunt produse vaccinuri pe baza acestora sau lucruri similare. Și încă un lucru foarte important de precizat este că în anii 60, respectivele linii celulare au fost folosite pentru vaccinuri? Au fost folosite, nu, pentru cercetare cu alte scopuri și ulterior, fiindcă ele au fost stabilite, deci nu este același material, prin diviziuni celulare, prin repetate diviziuni celulare, acele celule sunt capabile, practic, să se dividă la nesfârșit. Ori această capacitate a dus de-a lungul zecilor de ani ca ele să fie stabilite în cercetare. Deci, practic, până în ziua de astăzi sunt folosite anumite linii celulare de zeci și zeci de ani, fie din animale, fie din oameni, fie din țesut embrionar. Și acestea din țesut embrionar sunt chiar foarte puține. Au, într-adevăr, anumite proprietăți care fac, uitați, de exemplu, în cadrul unor dezvoltări pe vaccin, fac ca virusul respectiv să poată fi crescut mult mai bine în aceste tipuri celulare. Am Atenție, înțeles. Vaccinurile nu conțin celule din astfel de material, nu, și iar vaccinurile pe bază de ADN nu, pe bază de ARN nu conțin nici măcar țesut animal, dar pe uman. Am înțeles și vă mulțumesc pentru explicații. Am demontat cele trei dezinformări, suntem siguri că vor mai fi și vom mai vorbi despre ele, nu e nicio problemă. Știu sigur că pe prospectul vaccinului de la Pfizer, cel puțin, scrie foarte clar că nu a fost folosit niciun fel de component dintr-un animal sau dintr-un om care să fie în vaccin. Asta se întâmplă cel puțin la Pfizer. Mi-e absolut clar cum stau lucrurile. Vă și mulțumesc mult de tot. Vă asigur, este același proces sintetic. Deci nu este sintetic, nu conține sintetic. Absolut asta deloc. Este cuvântul. Vă mulțumesc. Scurtă pauză. Ne întoarcem.